Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare cu tarotul îngerilor pentru a afla care sunt mesajele îngerilor pentru acest weekend și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu îngeraș, așadar, primul îngerașul cu părul verde, al doilea îngerașul cu părul albastru și al treilea îngerașul cu părul roșu. Și să vedem așadar pentru prima variantă la îngerașul cu părul verde, care sunt mesajele îngerilor pentru această variantă, pentru voi care v-ați ales varianta cu îngerașul cu părul verde. Ce doresc îngerii să vă transmită? Doresc să vă transmit aici, poate că veți avea o întâlnire cu plecați la drum sau apar veștile legate de călătorii de drumuri, vă veți și odihni. Trebuie să fiți mai puțin dur cu voi înși, vă posibil să voi poate vă reproșați multe lucruri, aveți o suferință poate legată de drumuri, de familie, de călătorii și vă acuzați singur pe voi. E posibil să fi fost și trădați, înșelați, mințiți într-o situație. Să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi pentru acest weekend, cei care v-ați ales varianta prima, varianta îngerașului cu părul verde. Sper că se aude vocea mea, pentru că am probleme cu vocea, nu pot să vorbesc foarte tare, dar reușesc să vorbesc. Am zile în care vocea chiar nu mă ajută deloc. Aici mi apare că voi puteți avea un succes foarte mare în acest weekend, mai multă popularitate, mai multă veselie, poate chiar o căsătorie, unii dintre voi invitați undeva sau chiar voi veți primi propunere în căsătorie, puteți avea un succes. Da, este aici abundența, ceea ce am vorbit voi și puteți despre faptul că voi sunteți niște persoane foarte creative. Deci mesajul îngerilor este că să vă puneți în valoare creativitatea și capacitatea voastră de inovație, da? Deci puneți-vă ideile în practică, fiți mai creativi, mai creative, da? Poate vă ocupați de desen, de artă, de decorațiuni interioare, pictură, da? Sau orice altceva unde creativitatea voastră poate da rezultate foarte bune, puteți chiar să faceți o afacere, să vă extindeți afacerea, dar să vă și ocupați de familie sau să vă implicați familia în această afacere pe care voi vreți să o faceți. În orice caz, sunteți o persoană dotată cu mult talent, cu multă intuiție, cu multă creativitate și puteți avea foarte mare succes în acest weekend dacă vă veți ocupa așadar de hobby-urile voastre sau în profesia pe care voi o aveți, să vă puneți în valoare toată creativitatea voastră, toate ideile voastre, pentru că puteți avea succes. Asta la prima variantă și să vedem și la a doua variantă, varianta cu cu îngerașul cu părul albastru, să vedem la voi care sunt mesajele divinității pentru voi pentru acest weekend, mesajele îngerilor pentru voi. Și la voi se grăbește aici, mai sunteți într-o stare poate de leneveală, aveți un blocaj, nu aveți curajul să mergeți înainte, să faceți nimic. Poate va trebui să aveți și mai multă răbdare și înțelepciune sau să stați să vă odihniți, să vă luați o pauză, poate, să vedem. La voi poate apărea o mai multă intuiție și mai multă inspirație, mai multă creativitate, abundență, chiar vești, câștiguri pe neașteptate, jucați la loterie, că puteți câștiga. Unii dintre voi poate chiar veți fi cu familia, cu copiii sau veți rămâne însărcinate, veți fi mai creativi. Creative în acest weekend, aveți intuiție și inspirație, sigur. Deci și șaptele de abundență, ceea ce îmi spune că să aveți răbdare, pentru că visele voastre vi se pot realiza unul câte unul. Rămâneți cu încredere în voi, pentru că munca voastră vă va aduce multe rezultate pozitive. Este un moment foarte bun ca să vă pregătiți acum, să faceți treabă serios, da? Să vă faceți niște planuri, să folosiți acest timp pentru a planifica proiectele voastre sau pentru a vă reface planurile, proiectele, da? A da un ultim retuș, ca să zic așa, pentru că veți avea succes, apare succesul pentru voi, așadar puneți-vă serios pe treabă.
Și să vedem și la a treia variantă, varianta cu îngerașul cu părul roșu, să vedem la voi care sunt mesajele divinității, mesajele îngerilor pentru voi, ce doresc îngerii să vă transmită pentru acest weekend, 31 iulie, 2 august, să vedem ce mesaj au pentru voi îngerii. La voi aici o sărbătoare, poate, unii dintre voi poate chiar primiți o cerere în căsătorie, vă întâlniți cu sufletul pereche, vă căsătoriți, poate vă împăcați, vă revedeți cu familia. Trebuie și voi poate să mai iertați, să fiți mai înțelegători față de greșelile altora, față de erorile altora, de defectele altora, să zic așa. Voi aici aveți, poate că e momentul să aveți mai multă inițiativă, să vă arătați cine sunteți, cât de bun sunteți în ceva, să fiți un lider. Este momentul în care să vă luați, să zicem așa, frele unei situații în mâini, să fiți patronul vieții voastre, ca să zic așa, proprietar, stăpânul vieții voastre. Cartea poate, sau veți avea de-a face cu o persoană care vă va ajuta, vă va sprijini, care vă va ajuta să depășiți provocările, problemele. Da? Deci este o persoană care poate este în centrul atenției, îi place să fie în centrul atenției sau voi veți fi în acest weekend în centrul atenției dacă vă veți pune în valoare capacitățile voastre organizatorice, antreprenoriale, veți ști să gestionați situația, situațiile în care vă aflați. Cam astea sunt mesajele îngerilor așadar pentru acest weekend. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că vă vor ajuta să vă, aveți, să vă faceți un weekend excelent din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!